Pentru că în ultimele zile lucrările efectuate pe DN18 în pasul Gutâi au fost mediatizate mai degrabă la capitolul Așa nu, iar Consiliul Județean a fost criticat de unele voci pentru slaba lor calitate, instituția a ieșit în fața opiniei publice cu câteva precizări. Vreau să vă informez pe această cale că în ceea ce privește lucrările executate peste muntele Gutâi, pe tronsonul de drum aparținând DN18, nu Consiliul Județean Maramureș efectuează acele lucrări, ci compania națională care se ocupă de autostrăzi și drumuri naționale, CNADNR. Deci, Consiliul Județean Maramureș nu a fost implicat în niciun fel în reabilitarea acestui tronson. CJ Maramureș administrează doar drumurile județene, iar unul dintre ele, pe care acum se efectuează lucrări majore de reabilitare, este celebrul deja Baia spre Bârsana. Pentru că veni vorba de el, președintele Consiliului Județean a ținut să precizeze care este stadiul lucrărilor. La acest moment au fost executate din totalul de 56 de kilometri, 49,15 kilometri piatră spartă, iar primul strat de asfalt, așa numitul binder, s-a turnat pe 41,5 km. De asemenea, s-au efectuat 87% din totalul podețelor, 48% din trotoare și 74% dintre accesele la proprietăți. Drumul Baia spre Bârsana trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an.